pas. Tu ești sigur că n-aveai nimic? N-ai plătit să vezi. Păi, eu cred că ți-e frică. E, mi-e frică. Tuturor le este frică. Șeful? Ei. Vine, vine. Ia ridică-te. E loc la masă? Dacă tot e liber. Ai bani? S-a crescut părul. Mersi că... țin halul ăsta. Mersi că ai venit așa repede. Ce s-a întâmplat? Nu vrei să știi. Dacă ai pretenția să te ajuți, ce s-a întâmplat? Te-au jefuit? Ce e? Am pierdut-o la poker. Și de asta m-ai chemat pe mine? Nu puteai să ieși tu în taxi? Nu am nimic, n-am bani, n-am telefon, am sunat de la oameni ăștia că li s-a făcut milă de mine. Și de ce n-ai sunat-o pe Gabi? Știu doar numărul tău. Hai acasă. Hai că e nevoie de tine. Să-mi zici ce s-a întâmplat cu Petru. Da, hai în mașină, că sigur ai înghețat. Măcar nu ești tânără ca Petru. Trebuia să fiu aici, să-l ajut, să fiu fratele mai mare. Important e că ești acum aici. Simt așa cum se duce totul de răpă. Petru e arestat și eu... nici măcar n-am fost în stare să am grijă de Emma. Nici nu știu unde e. Hai cu mine. Trebuie să merg în casă să văd ce e cu Petru. Te duci în casă, dar hai cu mine mai întâi. Hai. Nu vreau. Te rog, Alice, trebuie să te odihnești. Nu pot, mama, vreau să fiu trează dacă sună aia de la poliție. Bună seara. Ieși. Ce caut? Nu ies, că vreau și eu să știu ce s-a întâmplat cu Petru. Din ce poziție? Din poziția de îngrijorată. Scoate afară. Acum, scoate afară. Te rog. Alice, scoate afară acum! Te rog, înțelege. Este o chestiune de familie. Nu te băga, chiar nu te privește. Serios? Eu cred că mă privește. Ia, hai. Incredibil. Te rog. Băi, deci mie nu vine să cred că tupeu are ordinara asta. O să-i zmult oporul ăla din capul într-o zi. Sigur nu vrei un calmant? Hai, intră aici. Ema, ce mă bucur că ești bine. Tu știi câte griji mi-am făcut. Nu ești supărat? Nu, Doamne, credeam că ai pățit ceva. Surioara mea mică. Credeam că o să țipi la mine. Doamne, ferește, nu. Iartă-mă, iartă-mă, te rog. Cred că am fost un pic cam dur. Ema! Băi, mami! Bună, tia! Ce bine că te-ai întors la tot! Ești bine? Da. Sigur? Da, sunt bine. Doamne! Unde ai găsit-o? Ce-i cu tine în halul ăsta? Ce? Nu contează. Important e că e Ema acasă. Da. Hai să mergem sus să te schimbi. Vorbim mai încolo, Pavel. Vezi că avem o problemă foarte gravă. Da, da, am auzit. Pavel. Te-am văzut venind cu Dana. Da. Mi-au furat mașina la o benzinărie și cu tot cu telefon. Păi și ce căuta ea cu tine? Păi nu, am găsit numărul ei pe o carte de vizită care era în costum și am sunat-o, a venit și m-a luat și ne-am oprit să o luăm pe Ema. Deci era la Sorin, cum am presupus. Da, da. Auzi, ai sunat la poliție, nu? Ai cerut și tu imaginile de pe camerele de supraveghere? Gabi, hai te rog eu frumos să... Hai să mergem sus, că mi-e frig și sunt foarte obosit și mai e și chestia asta cu Petru. Ți-au furat și pantofii? Te rog eu frumos, hai să vorbim mai încolo. Cartea de vizită. Ce? Te rog frumos să-mi dai și mie cartea de vizită pe care ai tu numărul Danei de telefon. A, mă, Gabi, mă. Exact așa ziceam și eu.